Avem un Iveco Eurocargo 75E14. A venit în service că în momentul când dă la automat, nu cuplează electromotorul și se aude doar un țac. Am demontat electromotorul pentru a-l trimite la un alt atelier care se ocupă de repararea electromotoarelor și alternatoarelor și s-a constatat că electromotorul este bun. Am încercat cu ajutorul unui levier scurt să rotesc volanta, însă motorul era blocat. Am verificat să nu fie vreo problemă la ambreiaj, la kitul de accesorii. Șoferul mi-a spus că motorul inițial a pornit dimineața, a mers undeva la 10 secunde, după care a început să bâlbâie și s-a oprit. Și apoi a început să țăcăne electromotorul. Am demontat baia de ulei de pe mașină și se poate observa că în partea din spate a băii, la cilindrul numărul 3-4, este foarte multă pilitură metalică. Am demontat baia de ulei. Cu ajutorul unui levier am verificat ca bielele să se miște pe fusul maneton, iar problema care s-a descoperit este că la pistonul numărul 4 s-a rupt fusul maneton. Acolo este biela și fusul este deplasat, contra greutatea este deplasată de restul vibrochenului. Ruptura cred că era mai de mult fisura, iar ieri s-a rupt de tot. Camionul a fost destul de utilizat, are undeva la 850.000 de kilometri. Nu a fost niciodată umblat în motor, în schimb în ultimul an i-a crescut foarte mult consumul de ulei. Chestia este că blocul motor a fost afectat, se poate observa fisura în bloc. Asta înseamnă că motorul a devenit ireparabil. Și motorul a devenit ireparabil și singura opțiune de a face ca și camionul să circule în continuare este ca să-i cumpărăm un motor din dezmembrări, un motor second hand. Vom vorbi cu proprietarii camionului și le vom explica acest lucru, urmând ca ei să înceapă să-și caute motor. Până data viitoare, până la videoclipul următor, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vă plac videoclipurile mele, dați un like, un share și un subscribe canalului meu.